Această emisiune a fost oferită de Cotnari. Grădinița, școala primară și școala gimnazială FEC. Preșcolarii și școlarii noștri studiază intensiv limba engleză și participă la examene Cambridge. Învață să utilizeze calculatorul, să își dezvolte abilitățile și talentele și participă la activități extracurriculare variate. Grădinița, școala primară și școala gimnazială FEC funcționează în 4 locații din oraș, dotate cu laboratoare de calculatoare, săli de sport, săli de mese, spații de joacă în aer liber. Spațiile noastre... E simplu să trăiești frumos. Bucură-te de România și destinațiile ei minunate alături de rozeul din Cotnari. Sunteți la început de drum sau pur și simplu vă doriți o casă nouă? Atunci nu avem soluția. Coneste Măruși, noul ansamblu rezidențial situat în Dacia. Complexul oferă peste 300 de apartamente și 353 de locuri de parcare, totul fiind gândit în jurul ideii de confort și siguranță. Îți poți alege interiorul apartamentului dintr-o gamă variată de finisaje puse la dispoziție de către dezvoltator. Peste 670 de familii locuiesc deja în ansamblurile rezidențiale Cones Grand Residence din Tudor Vladimirescu și Cones Vision din Nicolina. Tu ce mai aștept? Te invităm să vizitezi casa pe care ți-o dorești. În inima Iașului, Hotel Astoria City Center oferă oaspeților momente de relaxare și de bucurie autentică. Hotelul are parcare privată gratuită și oferă, la nevoie, închiriere auto. Musafirii pot lua masa în restaurantul din incintă. Toate camerele includ televizor cu ecran plat, iar internetul este gratuit în întreaga proprietate. Unele camere au o zonă de relaxare pentru confortul dumneavoastră. Hotel Astoria City Center, o oază de bine și armonie. Și feminină. Fii cea mai bună varianta ta în ținutele Simoda by Simona Vasiliu. Alege calitatea în varietatea de ținute office și pentru evenimente. Alege să fii specială cu ajutorul brandului local. Stilul, croiul și modelele sunt create astfel încât să fii diferită și să atragi toate privirile, toate la un preț corect. Noua colecție este deja în magazin. Te așteptăm în Iași pe Sfântul Lazar numărul 30 sau la numărul de telefon 0758 085 132. Можете да заседнете, потрудно е да се измъкнете, но което е много по-важно, ако имате малко по...
cea mai mare interesantă și hotăleală pentru Dumnezeu, 1858, face de când tot așteaptă să face ceea ce era normal să facă. Scena politică locală și națională, vedem ce se întâmplă în Consiliul Local, dar și principalele formațiuni sunt alegeri la PSD Iași, mâine la Adriana Municipală, probabil în viitorul apropiat și la Adriana Județeană, vedem ce se petrece la USR, unde sunt mai multe tabere, sau, mă rog, credeam că s-au cam lămurit lucrurile, dar am văzut în Consiliul Local tensiuni în grupul USR. Pe de altă parte, viceprimarul fostul SR, Cezar Baciu, și-a pierdut mandatul. Anghelica și PNL și-au pierdut majoritatea în Consiliul Local, dar deocamdată și-au pierdut-o pentru că vreo doi consilieri cu SR și-au dat demisia și și-a recâștigat-o cu PNL-ul până la validarea. E o situație încălcită în Iași, în general, în politica ieșeană, dar și politica națională, unde mâine are loc o ședință importantă la liberali, se pare că vor lua decizii strategice privind anulările până la 2024, e posibil să decidă în urmă de singuri în alegeri, acum rămâne de văzut dacă la toate cele patru alegeri sau doar la alegerile europene. Probabil și la PSD va fi o ședință la nivel național, weekend ăsta, sau mă rog, discuții informale sau poate formale. Încercăm să vorbim despre toate acestea împreună cu Silviu Macovei, deputat PSD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Extrem de mult, adică o ofertă pentru întrebări ca niciodată, adică și la nivel local și național. E loc de întrebări pe orice temă, aproape că nu sunt nimic cu tema. Chiar discutam și înainte de emisiune, domnule, aproape nimic nu se știe nici la nivel local ce se va întâmpla cu majoritatea, nici cu alianțele, nici la nivel național, cine cu cine, când și așa mai departe. Bun, hai să discutăm puțin despre Iași, cum vedeți ce s-a întâmplat în Consiliul Local. Asta cu Cezar Baciu era cumva posibil, mulți au spus că e cam târziu, dar, mă rog, e o decizie a justiției, pleacă, se resetează jocul. Da, din punctul de vedere, că totul ne așteptă această decizie a justiției.